Ieri după amiază, o casă de pariuri situată în centrul Constanței a fost jefuită de un bărbat după ce a amenințat cu un spray casiera. Speriată, angajata i-a dat individului banii încasați în ziua respectivă, dar în același timp a acționat butonul de panică. Firma de pază a intervenit imediat, însă atacatorul părăsise deja locul faptei. Individul s-a dat drept un prieten al managerului, ceea ce angajatei nu i s-a părut nimic suspect. Într-un moment de neatenție al femeii, agresorul, prin amenințare și folosind un spray lacrimogen, a sustras din casă suma de aproximativ 2000 de lei, moment în care femeia a folosit butonul de panică și astfel a fost alertată firma de pază și poliția. A intrat un cetățean, un individ, îmbrăcat foarte frumos, a profitat de faptul că era domnișoara singură, casiera de servici. Am mințit-o că este prieten de-al meu, domnișoara n-a verificat, l-a crezut că arăta, v-am spus, foarte bine, prezenta încredere și la un moment dat i-a dat cu spray în ochi, i-a luat din sertar ce a apucat să ia cu banii cu mâna, în jur de 2000 de lei și a dispărut. Da, noastră v-ați uitat ulterior pe camerele de supraveghere, vi se pare că l-ați cunoscut vreodată? Am 25 de ani de casino, toți mi se par cunoscuți mie, la orice figură mă uit. Și a spus că nu, nu e un client de-al nostru, de-al casei. Și ea a spus că îi se pare figura puțin cunoscută, dar imagine acum urmează să... Da, imagini, avem imagini din toate pozițiile, nu e nicio problemă. Urmează domnul de la poliție să-și facă datoria, după care o să mă uit și eu cu atenție, acum am putut să văd dacă îl identific. Noi mai avem o sală în Constanța. Dar cred că sunt slabe speranțe. Agenții firmei de pază care au contract cu sala de jocuri au ajuns imediat la fața locului, însă agresorul reușise să scape. 15:56 de minute s-a primit primul apel în dispecerat. S-a dat prin stația radio semnalul, ne-am deplasat la locație, eram la capitol, am ajuns primul, 1 minut 13 secunde. Am intrat în locație, am găsit fata cu o batistă la ochi, care mi-a spus că a fost un băiat cu un fular la gât, care i-a spus să-i dea ceva dinăuntru, a vorbit puțin cu ea, în momentul în care a dat cu spray, i-a luat cheile, cu care a intrat în birou. A plecat, fata a apăsat butonul de panică, ne-am deplasat la obiectiv, am găsit numai fata cu batista pe ochi. Polițiștii au luat probe de la fața locului, iar acum derulează o anchetă pentru prinderea hoțului.